Mie-mi place satul meu, că se întâmplă lucruri bune. Aveam și televizor, nu e așa de birou de lume. Țața floarea spring, se împline vietă pe tine. Cătălin gratuită n-ați să-ți de vorbuie. În fiecare săptămână vin reporter și-o filmează. Când e în două zile, unde e bună mea viață. L-am văzut și mai de ună, îți va știe la televizor. O tăia pe bandă plouă și la altă ochiciune. O chema în televiziune ca să vină să-l filmeze. Și până când l-am scos cu țânțări și-o început să creștez. Cel mai mult m-am bucurat când a venit din dragoste. Am vorbit cu Mircea Radu și mi-a zis și mie brei. O venit și de la iartă până la noi la partea dată. Cu un buchet de flori albastre pentru mamă de la tată. Și s-a bucurat mămica că erau tare frumoase. Și s-a bucurat și cadu că e bună mamă în casă. Noi, eu încă te zic mă despre faci și boli. Ne lasăm de cucăruțe colorate care întreg țigări și cântul pe la spot. Pintul ăsta-i despre noi. Eu încă te zic mă despre faci și boli. Ne lasăm de cucăruțe colorate care întreg țigări și cântul pe la spot. Dragii mei, urmează trofa trei, tot despre noi, tot despre ei. Atunci încă o jumate de solo, doar fiindcă vă iubesc. Ia fă-mă solo, mă, fă, hai! După zi, dintr-o scăpasă, merg cu mândră mea la balcă, fanfară, cântă, hausă la cămil cultural. Vine unul între mic, nici ești mea mândră din mijloc. Acea păgă primăză, dar ce eu nu pot să ce loc. Și mă fac cu mândră la oră, că-i niște ce chemșor. Știe că sunt ceva ce hausă, dar mă calcă pe ghicior. Eu mă rog și fac șpagatul, că se lasă ca un caș. Tătă zi face o freestyle, flă că-i primaș. Domnul Nic e mântiri cu un chel de țoică bună. Ca să lasă mea mândruța și s-o duc fără ușor. Mândra mea nu s-ar fi dus, fiindcă ține mult la mine. Dacă mi-a gustat de țoică, nu o să mai putut abține. Spați și vreau să intru pe stii, mai bine las. Ia să merg eu la bunecul să-i jurat pe lui pe casă. Sfaturi imobiliare. Cât mai ați fost transpuși? Am încercat în seara asta să cântăm și pentru prichindei, și pentru taților, și pentru mamelor, și pentru bunici, pentru mătuși, și pentru oricine. Asta e momentul în care cu mândrie zic că de peste 20 de ani în dreapta mea se află Sir Bobo Burlăceanu, chitară electrică și voce fenomenală. Spune mulțumim frumos, dos, pentru încă o invitație, dar urmează să-ți mai spun o dată în seara asta și mie să nu te îngraș. Mulțumim dumneavoastră că ați acceptat ideea din Early Show. Vă mai spun că eu sunt Bobby.